Bă, măcelarule, bă. Ce faci, bă, droguri, bă, mutule, ce faci aici? Bă, schimbați dracu firma aia de acolo, bă. Bă, dă-ți aia, nu de asta știi și o să schimbi, nu știi să citești farmacie. Ce e? Ești farmacie, nu? Lasă-mă, nu mă interesează pe mine ce scrie pe ea și așa. Dar s-o schimbați, dracu, că mi-am dat cu capul în ea, de-o dragă. Nu mai zic. Ziceți, domnule, cu ce vă pot ajuta? E, n-ai tu medicamente pentru ce boală am eu, bă, bă. Serios? Ba... E așa gravă? Oalea, ce gravă, e puțin zis, bă. E, cum să folosesc eu un cuvânt de ăsta, asta e... Bă, mor, bă, lasă-mă, dragă, pe ceva acolo, bă, mor, bă, dragă. Cum să mor, dragă, ce ai? Sida, ce ai? Bă, bă, prost ești, bă, pe ce, bă, de la sida scurge dasul, bă? A? Depinde unde-l bagi. A. Și... Zici că scurge nasul, nu? A. Păi atunci să-ți dau un paracetamol, poftim. Dai tu mie cu parul încet la mol, a? Nu, domnule. Vezi ce par rapidamol îți dai ție acum. Dă, bă, bă, cum să zic, bă, științific să te regi. Dă, bă, ceva pentru stoparea mucului, ai? Ce muc, domne? Uite ăla. Hai, domne, termină, domne. Termină-te cu prostiile astea. De unde știu eu că nu ești contagios? Nu sunt, bă, că m-am uitat eu în buletin și nu scrie asta. N-avea cum să scrie contagios de la că-l mănânc de greacu de buletin. Dar... Contagios. Contagios. Asta înseamnă... Da, bă, știu ce înseamnă. Nu sunt contagios de la... Cum să fie contagios? Sunt român. Tu nu te uiți la mine. Dă acolo mai repede ceva. Ce să-ți dă? Dă ce o fi acolo. Îți dau o aspirină. O transpirină de asta e bună, domnule. Aspirină. Da, bă, plastilină de asta. Disciplină. Bă, bă, prostul dragă, vrei să mă omori, bă, tâmpitule? Ce, domne? Tu vezi câte litere scrie pe asta, că nu e aia ce... Asta e, domne, scrie acid acetil salicilic. Mai luat de asta, dar nu e bun. M-a durut burta 3 săptămâni, m-a durut burta. Ai luat, dumneata, acid acetil salicilic? Nu știu dacă era... Cilivili de la, dar era sigur, sigur că a golit bateriile de la mașină. Nu strece. Băi, domne, ce n-ai băut acidul din mașină, ești nebun. Capul te doare? Mă doare numai că gândesc. Da, bă, fă și mie o injecție să mă mai doare capul când gândesc. Lasă, domne, pentru o secundă pe an te mai chinuiesc. Lasă. Ia spune-mi, ce simptome ai? N-am, bă, am curci, am gâște, dar... Simptome! Nu mi-ai eu simptome, că mi le mănâncă vulpea, de dragă. Nu, domne, febră. Ai, ți-ai pus termometru. N-am mai avut bani, că mi-am pus termopale. Mi-am pus... Și termopale, și alarmă mi-am pus, de termometru nu mi-am mai... Domne! Termometru în gură, ți l-ai pus? Să bat termometru în gură, a? Da. Și termopanul în fund, nu? Și alarma în ureche, și mă... Bă, te dacă tu mă împănesc ca pe mușchiuleț aici, bă. Nu vă enervați, știu ce aveți. A. Aveți gripă. A. Vă dau oscilococcinum. Am și eu de asta, e spatele blocului, am. Ce ai în spatele? A, de asta, o cocină de porcină, de asta, de ce zic? Domne, cocină de porcină, asta e un medicament, trebuie să-l ții sub limbă. Asta e să repede, deci termometru gură, termoparul fund, alarma în urechi, cocina sub limbă, da? Adică eu sară ca porc, a? Nu, domne, uite, stai că spun eu ce, uite, îți dau medicamentele astea, le iei de 3 ori pe zi. Bă, nu mi le dai toate odată, nu mai vin de 3 ori aici. Păi ia-le toate odată și iei una dimineața. Dimineața, înainte sau după ce mă trezesc? Înainte, na. Înainte, așa, înainte. Ca să-ți uite, să dor cu pastila în gură. Bun, fii atent. Îți scrie aici, mai iei una la ora 12. Păi de unde știu eu cât e ora 12? Păi te uiți la ceas.
Păi și da, mă uit la ceas și dacă mă uit la ceas, cine mi-arată mie ceasul ăsta cât e ora 12? Arată limba. Arată limba ceasului. Uite, fii atent aici. Vezi? Ceasul are două limbi. Da, germana și franceză. Nu. Astea sunt limbi. Când sunt una peste alta, aici, îndreptate spre, eu știu, spre stâlpul ăla de acolo, atunci e 12. Da. Uite, dacă vine vreunul cu mașina și dărâmă stâlpul ceva, mor ca prost, nu știu cum să iau pasile. Dă-te, mă, dragă, dă ceva. Hai, te rog frumos, dă-te repede ceva. Păi, eu știu, alte probleme aveți, vă doare ceva? Vă doare problema. Ce problemă te doare? Problema copiilor strânsă, mă doare foarte rău. Băi, nu-mi place că ei doarme acolo prin canăli și prin găruri. Ce canăli, domne? Canale și gări. Așa, mă, gări, unde aterizează trenele și metroaiele, nu? Așa, pe mine mă interesează ce boală ai dumneata. Păi aia am boală, pe copii aia, pe... Aurolaps, ăia mă enervează. Ce-ți fac, domnule, lasă dumneata? Păi de fiecare dată când mă opresc la semafor, hât-ți cu apă, hât-ți cu teul ăla, mă enervează. Păi foarte bine. Foarte bine. Ca să vezi drumul mai clar, ei fac o treabă bună acolo. Ce să văd drumul, că nu sunt cu mașina, sunt pietoni. Înțelegi? Stropește pe față, de dreapă. Ai probleme de sciatică. Bă, după ce că am scăpat, de-abia am scăpat de matematică și de gramatică, mă, iei tu cu sciatica? Nu, domnule, adică cu coloana, dacă ai scolioză, lordoză, cifoză... Mai zi tu de ăștia că să zici ce pulanoză faci așa, imediat. Te rog frumos, nu mă ameninți tu pe mine la mine în farmacie, înțeles? Am mâncărici, înțelegi? Păi de ce nu spui, domnule, de la început așa? Vindecăm și hemoroizi, imediat, da. Ce ai hemoroizie? Când te ustură la șezut. La șezut. Ai zis că ai mâncăriști, te ustură șezutul. E, când mă mai duc prin grădină, mai fac acolo. Aia sunt hemoroizi. Te văd, dracu, că le-ați turzici. De la asta mă ustură, de la urzici mă ustură, înțelegi? Bun, și nu vrei să scap de usturimea asta? Po da, le culeg și le mănânc. Care-i problema? Ce, ia uite, stai. Dă ceva acolo să treacă. Suna ta, ori ești prost, ori mă enervezi. Cum să vreau să te enervez, mă? Păi, ia uite, dar uite, dă ceva că te sparg, hai, zi. Păi gata, uite, îți dau o soluție imediat. Da. Dă-ți pantalonii jos. Da, imediat. Să pregătim noi un unguent. Da, bă, dă-te dreacu, dă-te. Și, domnule? Păi, vezi că eu nu știu ce vrei să faci, băi? Păi să... Băi, nu te apropia de mine, că te sparg, auzi? Da, domnule, te rog frumos, termină, nu mă sparge, ce naiba? Bine, mă, nu te sparg, dar nici tu pe mine. Nu, domnule, nu. Bun. Stai acolo cu băieții tăi. Hai să mă împaci. Hai zi, vrei ceva că închid, uite. Băi, am și o gagică, o amantă de asta și vreau și o să mă culc cu ea și, înțelegi? Bun, vă dau anticoncepționale. Să-i dați la ea, nu să-l luați dumneavoastră. Nu trebuie, bine, excepționale de la mea. Anticoncepționale, ca să nu... Nu, dă cheia de la farmacie, că n-am să mă duc cu ea. Da, hai, domnule, ce dracu, domnule, hai, domnule! Hai, domnule, te închipui că aici la mine e bordel, domnule, ce e aici? Uite, pot să-ți dau anticoncepționale, îți dau prezervative, dar nu vii cu ea aici. Dar pe perversativele alea. Păi ce vrei să vii cu ea aici? Bă, treaba ta, dar mă oftic, dacă o scăpam pe asta, să știi că mă oftic și te oftici și tu, fii atent. Eu? Dacă o scap, te oftici, bine. Nu mă oftic, dumne, poți să o scap. Treaba ta, bună seara. Mă rog, sănătate. Mă, ce dracu miroase aici? Ți-am spus că dacă o scap, te oftici.